Noapte de coșmar pentru mai mulți locatari ai blocurilor locative din capitale. Două mașini și balcoanele mai multor apartamente au fost strivite după ce un copac s-a prăbușit din senin. Incidentul s-a produs în noaptea de 10 spre 11 iulie după ora 23 pe bulevardul Decebal din sectorul Botanica. Momentul în care copacul se prăbușește a fost surprins de camerele de supraveghere instalate în preajmă și postate pe rețelele sociale de către locatarii blocului. Un copac. Și oamenii treceau pe acolo, bine că s-a întâmplat nimic. În imagini se poate observa că două automobile au fost făcute zob de copacul căzut, iar crengile au spart mai multe geamuri și au avariat balcoanele apartamentelor de la etajele inferioare ale blocului. La fața locului a fost chemată atât poliția cât și serviciile specializate, care pe parcursul întregii nopți au lichidat consecințele cumplitului incident. Potrivit poliției, în acest caz, proprietarii automobilelor, dar și cei ai apartamentelor cu balcoanele avariate, se pot adresa în instanța de judecată pentru a cere despăgubiri. Responsabilii de la întreprinderea Spații Verzi nu au oferit deocamdată o reacție în raport cu incidentul dat.